99,98% din oameni se vor speria la acest videoclip. Da, băie și fete, ați auzit foarte bine și nu, nu este nicio glumă. Dacă până acum v-ați uitat la videoclipurile mele în care reacționez la filme horror și nu v-ați speriat, ei bine, acum este momentul, pentru că urmează să reacționăm la un film horror, fraților. Când eu am auzit de filmul ăsta horror, efectiv mi s-a făcut pielea de găină, pentru că mi se pare că are o idee în spate super creepy și super bolnavă sau ceva de genul. Fiți atenți! Se numește Horror Short Film Leech și este vorba, fraților, în filmul ăsta horror despre o bătrânică care este oarbă și care locuiește, na, ca o bătrânică normală în casa ei, însă mai locuiește cineva cu ea și bătrâna nu știe, bro. Pentru că este oarbă. Însă cineva o să-și dea seama de chestia asta și, sincer, chiar nu vreau să știu ce o să se întâmple. Hai să vedem care e treaba. Deci asta este bătrânica. Nu știu dacă o fică băiatul ăsta e la care trăiește cu ea. Deci, uite, vedeți, așa scrie aici. Uite. An elderly blind woman is unaware of the stranger secretly living in her home. Deci aia este oarbă, fraților. Și știți că oamenii care au probleme de vedere, fraților, nu-și pot da seama foarte ușor dacă trăiești cu ei decât dacă le miști lucrurile prin casă, știi? Adică nu știu dacă v-ați uitat vreodată la un film în care era cineva care era orb, însă oamenii ăștia, dacă sunt la ei în casă, știu unde e masa, unde e nu știu ce. În momentul în care s-au dus acolo, au pus mâna și au văzut că acolo nu mai e scaunul, hopa! De ce nu mai e scaunul acolo, bro? Nu eu l-am mutat, cine l-a mutat, atunci îți dai seama. Dar o fi că băiatul ăsta care locuiește cu ea, dar fi foarte horror să fie chiar ăsta. Nu știu, hai să vedem. Ăla știe ce face. Bă, cred că fix ăsta e, ești nebun. Mamă, dar ideea, bă, ideea ta, gen, stai puțin, că nu vreau să încep filmul. Fraților, ideea. Să locuiești într-o casă pe ascuns cu o femeie oarbă, tu oameni. Cu o babă oarbă, care e cu horror, sună horror, ești nebun, babă oarbă. Mamă. Bă, cred că ăsta e. Da, mă, cred că ăsta e, frate. Bă, ea nu știe că ăsta e aici. Bă, da, stai. Asta la ce se uită, frate, dacă e oarbă? Acum îmi dau seama. Uite, sunt tablourile invers. Oh my god. Bro, ea nu știe că mai... Oh my god, bă, frate, nu știu, mi se face pila de găină. Oh my god. Bro, ăsta desenează cum... Aia face pipi în gura lui. Ce se întâmplă? Bă, mi se pare, băi, nu știu, frate, nu știu, nu e ok filmul ăsta horror. Bă, deci mi-e frică. Dar sunt curios cum află. Și ciudatul ăsta se uită la ea, bro. Mamă, e atât de horror, bro. Se uită la ea. A bătut cineva la ușă. Păi și dacă a bătut cineva la ușă... Ăsta ce o să fac acum? Hopa! Hopa! Frățiorul! Ți-ai rupt unghia. Hi Mary, I'm Callum from Steadicare. I'll be taking over for... Are you okay? What's happened here? Ok, deci a venit Callum ăsta care e de la Steady Over și nu știu ce vrea să zică și a întrebat dacă e ok. Uite, ți-a zis că s-a... Ai văzut fațul că s-a ars. No, that's too tight. No, you're all right, son. Ești ok, uite, ăsta o ajută, fiindcă știe de situația ei. Bro. I'm tougher than ever. Sunt mai puternică decât arată. Oh, bunicuța. Have you considered assisted living? Ce, că te-ai gândit vreodată să te duci la un azil? No, nu. Sora mea, de ce nu te-ai gândit la asta? Asta e casa mea. Nu doar a ta, se pare. My husband John and I lived together. Soțul meu John și eu am locuit împreună pentru 35 de ani aici. Before he passed. Înainte să moară. How long have you lived alone? De cât timp ești singură?
A long time. Foarte mult timp. Bet you miss him. Fapt că ți-e dor de el. Sometimes I think he's still here in the house. Câteodată cred că e aici, în casă, da, sora mea, nu e el. Tocmai de ce ar trebui să duci la un azil? Well then, not alone after all. Atunci nu e singură, nu? A, ăsta are grijă de casa ei, bro! A, am înțeles! Asta are grijă de casa ei, o fi că îi dă pensia sau ceva de genul, sau are niște copii care se... Bă, dar de ce sunt tot întoarse astea? Dar asta nu-și pune o întrebare. Bă, dar și prostul ăla care stă aici cu ea. Bă, frate, lasă-i lucrurile la femeie în pace, măcar atâta. Hopa. Hopa. Hopa, boxeri. Hopa. Oh my god, la locuiește sus acolo, nu-mi spune. Bro. Mary? There's dinner on the table and an extra serving in the fridge. I'll see you on Friday, my love. Chica, este cina pe masă și încă o servire în frigider. Ne vedem vineri. Mulțumesc, Callum. Mulțumesc, Callum. Sper să te întorci. Of course I will. Desigur. They all say that. Toți zic asta. Și după nu mai vin, o fi ca alți oameni care au lucrat aici. Oare de ce nu mai vin, sora mea, că sunt alea întoarse? O fi faci-o că ăia care i-au zis lui asta că mai vine înapoi să aibă grijă de ea și nu mai venit, cred că e casa bântuită, că baba e oarbă, dar tot se întâmplă chestii în casă. Bye. Bă, de ăsta cum își face duș, fraților? Ea n-aude când el își face duș. Uite, vine asta. Ce se întâmplă, băi și fete? Stai că vine asta înapoi. A, asta vrea să-și bage la duș. Deschide ușa asta. Baba se bagă la duș, băi și fete. Bă, a, și ciudatul ăsta că, fraților, că cred că el stă pe lângă, se ia și el apă, că el nu poate să-și facă duș. Dar tot bagă cu degetul. Ce naiba face ciudatul ăsta? Mamă, și ăsta, mamă, let's go, let's go. Îl prinde. A uitat ăsta, a prins. Hopa! Hopa! Hopa, se mișcă ceva, hopa! Cred că... Mamă, deci o să-mi iau mare jumpscare. Iară ea e întoarsă, băi! Frate meu, bă, dar are și, bă, ăla-i și prost, bă, ăla-i prost de dă-n gropi care stă aici, bă, e prost. E definiția prostiei, omul ăla. De ce întorci aia? Ăla-i ciudat rău de tot, bro. Își face baba duș. Ok, bun. Acum așa dat seama că mi-e ceva în regulă. Ce faci, mă? A luat baba scara să-ți urce sus în pod? Hopa.
Hopa! Ai făcut mare descoperire, băi, cum îl cheamă pe ăsta? Calum, Calum, cum te chema frățiorul, ai făcut mare descoperire, ai un Gigi pentru el, cu ocazia asta. Acum, da, uite. Uite, acum aș dă seama că cineva locuiește aici. Uite ce aș dă seama. Uite, toate chestiile astea. E un sac de dormit. Creioane pe jos. Cineva locuiește cu baba, băi și fete. Dar oare unde e la mamă? Sper să nu-l omoare pe ăsta aici, nebun. Adică la ce psihopat e, bro? Cine e aia, bro? Bă, v-ați prins? Băi și fete, v-ați prins? Ăsta este un card de ăsta de la firma la care lucrează ăsta, Steadicare, Healthcare Assistant. Bă, ce am zis eu nu-i corect. Eu am zis că ea nu mai vin pentru că cred că e casa bântuită. Ăsta e o moară pe ea. De-aia știți că a zis baba că întotdeauna ăștia care vin să aibă grijă de mine zic că vin... Și nu mai vin. Pentru că ăsta e o moară, bro. Cred. Uite, o găsit aia lui colega lui, Jessica, nu știu cum. Altul. Tu urmezi, frățiorul, tu urmezi. Uite, bă, toți ăștia care trebuia să aibă grijă de babă. Bă, ai cu soare la toți. Ce se întâmplă? Cine a câștigat? Cine a câștigat? Oh my god, a câștigat tot ăla. Bro. L-a omorât și pe ăsta. Bă, cine ești, bă, ciudatule? Late for television, John. Come on. Time for bed. John, John, o fi că, frățior, oare baba știe? Băi, asta e puțin, că sunt foarte confuz. A zis că cică cam târziu pentru televizor, John. Haide, timpul să te culci. John, ori e soțul ei cu care ea crede că încă stă aici, sau fi că baba știa tot timpul ăsta, fraților, că ăsta stă aici? Baba știa tot timpul ăsta că el stă aici? Uite-l pe ăsta, mort aici. Bă, baba știa tot timpul ăsta că el stă aici? Bă, uite, eu n-am înțeles. Eu chiar n-am înțeles. John cine e? E bărbatul su? Scrieți la comentarii, băi și fete. Credeți că baba știa că el a stat tot timpul ăsta aici? Credeți? Adică, băi, e cam greu să nu-ți dai seama, dar totuși. Habar n-am. Wow, scrieți la comentarii voi ce părere aveți. Credeți că baba știa că la locuia în casă cu ea?